Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Cultură și Istorie la Servus Hunedoara TV. Subiectul emisiunii noastre de astăzi este Hadrian Daicoviciu in memoriam, distins cercetător și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, director al Muzeului de Istorie al Transilvaniei, profesorul nostru al multora dintre cei care am studiat la Universitatea Clujană. Am deosebită plăcere și onoare să îl am invitat în emisiunea de astăzi pe domnul Alexandru Diaconescu, profesor universitar la Babeș-Bolyai, alma mater Napocensis, specializat în arheologie clasică, epigrafie și arheologie târzie post-romană. Domnule profesor Diaconescu, stimate coleg, bine ai venit la această emisiune pe care o dedicăm distinsului nostru profesor Hadrian Daicoviciu. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Intrând în subiectul emisiunii, aș vrea să pornim de la prezentarea omului de litere, a profesorului, a omului de cultură, Hadrian Daicoviciu. Ținând cont de faptul că tu ești arheolog și ai colaborat mai strâns decât mine cu Hadrian Daicoviciu, te invit pe tine să începi această prezentare. Da, e o plăcere să vorbesc despre, de departe, cel mai mare profesor pe care l-am avut. Nu numai la catedră, dar și pe șantierul arheologic, după cum bine știi, la Sarvizeghetusa Romană, ani de zile împreună, am învățat de la el foarte mult. Și în primul rând, ceea ce aș vrea să precizez este că Hadrian Daicoviciu a fost un istoric și un arheolog de excepție. Avea o scriitură limpede, clară, avea idei bine conturate și bine orchestrate, încât orice demonstrație a lui era clară. Concluziile sale erau de nerespins atunci când polemiza și îi plăcea foarte mult să polemizeze. A fost deci un mare istoric, cel mai mare sigur al generației lui, și aș îndrăzni să spun că după el epigonii săi nu se mai ridică la nivelul pe care l-a avut el. A avut niște calități deosebite. Știa latină, știa greacă, știa foarte bine, vorbea o franceză superbă și așa mai departe. Avea o scriitură, apoi, cum am spus, foarte bună. El a fost primul care a reușit să combine istoria bazată pe izvoarele literare grecești și latine despre daci cu descoperirile arheologice. Cele două discipline erau cumva separate, abia atunci arheologia își găsea un drum și încă nu se făcuse o legătură foarte clară între ele, în sensul că ceea ce știm din sursele istorice să fie confirmat de arheologie și apoi chiar mai departe să mergem cu deducții pornind de la realitatea arheologică. În prima lui carte, în Dacii, pe care am citit-o, eram foarte tânăr atunci și
m-a fascinat cartea aceea. Iartă-mă, arăt aici a telespectatorilor cele două ediții din Daci. Pentru cei care din vari motive nu le-au cunoscut, să le semnalăm. Te rog. Da, mersi, și astăzi sunt valoroase. A fost pentru prima oară când civilizația geto-dacilor era prezentată în contextul ei istoric, când s-a făcut deci legătura între ceea ce se știa înainte cu descoperirile din munții Orăștiei, cu care el era foarte familiarizat, fiindcă participase de ani și ani de zile în tinerețe la săpăturile de acolo din munții Orăștiei, și a reușit să facă fresca acestei lumi, să dezvăluie cititorului român această lume. Este evident o carte de știință foarte bine documentată, cu note de subsol, cu trimiteri și așa mai departe. Dar în același timp a fost și o carte de popularizare, nu de vulgarizare, ci de popularizare. Adică avea un ton plăcut, lectura este ușoară, nu sunt niște expuneri de alea plicticoase, criptice, pe care nu le înțeleg decât câțiva inițiați. A debutat deci cu această lucrare deosebită, sigur a continuat apoi cu Dacia de la Burebista la Decebal, scoțând afară cele două epoci, totuși mai bine cunoscute, Burebista respectiv Decebal, și reușind să facă legătura între ele și să ne prezinte o perioadă care fusese practic ignorată până atunci în istoriografia noastră. Sigur, am făcut și cercetări de detaliu într-o chestiune sau alta, dar asta fac mulți în meseria noastră. Inegalabil a rămas scriitura lui și, evident, contribuția fundamentală la cunoașterea civilizației clasice dacice. A reușit să arate cum de la Latenul târziu, care este cumva pan-european, dacii, începând cu Burebista, trec la o fază superioară pe care petrec cuvântul în epoca clasică a civilizației geto-dacice, fiindcă nu mai este un Laten așa cum suntem noi obișnuiți. Și în alte părți deja se folosesc pentru această ultimă etapă, înaintea de cucerirea romană, termeni care să cuprind și latin, dar insistă pe specificul deja al unei civilizații sau a alteia. Stimate coleg, iartă-mă că intervin. Te rog, dă-mi voie să fac o precizare. Precizarea o fac pentru cei care poate sunt mai puțin familiarizați cu terminologia istorică. Laten se referă la epoca fierului, care are două perioade, Hallstatt și Laten. Poate nu toți telespectatorii noștri sunt familiarizați și tocmai de aceea am intervenit ca să fac această precizare. Iar civilizația geto-dacă este în cea mai mare parte o civilizație a epocii fierului. Te rog. Da, mersi, foarte bună completare. Vezi, eu deja am căzut în detalii științifice, detalii care sunt pentru cunoscători. Aceasta a doua vârstă a fierului este o etapă superioară în epoca fierului, când se produc o serie de transformări sociale, economice. Civilizația începe să se apropie de cea clasică greco-romană, de altfel începută în lumea celtică și apoi răspândită și în alte părți. Această nouă etapă se datorează contactului cu
lumea greacă și, mă rog, apoi cu cea romană. Dar în ultima fază, de exemplu, și englezii vorbesc acum de Late Iron Age, pre-Roman, ca să nu mai zic latin cumva, dar sau Late Iron Age, precizează deja că este pre-Roman, fiindcă înainte de romani, de cucerirea romană, deja societatea aceasta numită barbară în ghilimele a atins un nivel absolut remarcabil. Și ăsta a fost cazul dacilor. Iar Hadrian Daicoviciu a știut să puncteze aceste lucruri foarte bine și să definească civilizația clasică. Sigur că în primul rând știei, care sunt centrul puterii politice a dacilor și a reușit să îi paseze într-un context european. Cam atât aș îndrăzni să spun ca să plictim aspectele de cercetător științific. Este apoi profesor. Profesorul care fascina studenții în momentul în care prezenta, cred că ți-l amintești și tu, avea o voce puternică, tot amfiteatrul suna când vorbea el, o coerență extraordinară, puteai să ții și notițe, fiindcă vorbea rar și clar, dar în același timp era un spectacol, o plăcere. Cum deja citisem dacii, recunoșteam multe aspecte, pur și simplu nu mai notam, mă uitam doar fascinat la mare profesor și la discursul său, demn de oratoria antică. Sigur, aici lasă-mă să intervin și eu un pic, vorbind despre profesorul Hadrian Daicoviciu. Am făcut cu el cursurile de istorie străveche și veche a României și seminarul la studii clasice, cum spuneam noi, studenții la vremea respectivă. Și atunci, și acum, este clădirea Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, din 1974, este, dacă nu mă înșel, pe strada Constantin Daicoviciu. Pe vremea noastră, mi se pare că era strada Emil Isac. Emil Isac, exact. Era strada Emil Isac. Abia după Revoluția din 1989 i-au spus strada Constantin Daicoviciu. Dar ceea ce vreau și eu să scot în evidență este felul în care dezvolta cursurile. Era o sală relativ mare și în același timp relativ mică. Erau mese, nu amfiteatru, cum este de obicei în lumea universitară. Era cu bilețelul în mână pentru a nu-și pierde șirul ideilor, se plimba printre noi și expunea cu o pasiune deosebită întreaga problematică a istoriei străvechi și vechi a României. Sigur că perioada cea mai dragă lui era etnogeneza românească, formarea poporului român și a limbii române. Asta mă refer la curs, în timpul cursului, când punea un accent deosebit pe continuitatea dacică și continuitatea daco-romană, pornind de la celebrele afirmații ale lui Eutropius legat de continuitatea dacică. Eutropus spunea că Dacia a fost secătuită de bărbați
Și legat de continuitatea daco-romană, că în timpul retragerii aureliene, practic, Dacia a fost părăsită aproape în totalitate de armată, administrație și populație. Și avea o, așa cum ai spus și tu, o logică extraordinară. Ceea ce vreau și eu să subliniez este faptul că sunt unii oameni care mai bine scriu, sunt alții care mai bine vorbesc, au elocință, iar Hadrian Daicoviciu făcea parte din acea categorie de istorici care scriau și vorbeau magistral. Deci fiecare dintre aceste modalități de comunicare cu studenții, cu publicul larg, mă refer publicul larg atunci când era prezent la sesiuni de comunicări științifice și reușea cu o elocință deosebită să-și expună ideile și practic fascina auditoriul atunci când era prezent. Să menționăm că Dacia de la Burebista la Cucerirea Romană a fost teza lui de doctorat, susținută la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. O carte, după părerea mea, extraordinar de densă, atot cuprinzătoare, din punctul de vedere al rigurozității științifice, al modului de prezentare, mutatis mutandis, ținând cont de subiecte, aș asemăna această carte a sa cu lucrarea lui David Prodan Suplex, Libellus Valacorum. Sigur că subiectele sunt diferite, dar modalitățile concrete, exacte de prezentare se aseamănă la cele două lucrări. Da, acum mi-amintesc că aș vrea să precizez un lucru vis-a-vis de raporturile cu publicul larg. Spune că la sesiuni de rapoarte arheologice, la sesiuni științifice, fascina întotdeauna auditoriu, dar în plus el avea o emisiune de radio, la radio avea o emisiune Memoria Pământului Românesc. Dar răspundem ascultătorilor, dimineața de la 8 la 9. Așa, toate doamnele ascultau emisiunea asta, fiindcă avea vocea aceea splendidă și o înregistra singur, se închidea singur în birou și o înregistra și apoi trimitea banda, că atunci erau magnetofoane cu bandă, la radio, ca să poată concentra. Dar a fost de mare popularitate această emisiune. Ce aș mai vrea iarăși să adaug apropo de profesorul Hadrian Daicoviciu, tu ți-l amintești în sala de la studii clasici, eu mi-l amintesc în sala Bogrea de la universitate, în amfiteatrul cel mare, în primul rând, sigur că am făcut după aceea și la studii clasice. Îi plăcea polemica, îi plăcea această luptă de idei. Nu cearta ca astăzi, când oamenii nu mai pot dialoga unii cu alții, fiecare și-o spune pe a lui și e atât. Lui îi plăcea să urmărească argumentația. Și țin minte, când a venit din liceu, acolo era obișnuit, proful dictează, tu notezi, înveți pe de rost și la bac scrie acolo ce ți-o zis proful, stăiți, am înțeles, de păcate și astăzi. Pentru studenți un șoc foarte mare când vin din liceu, unde au fost obligați să învețe pe de rost din cauza bacalaureatului și a condițiilor astora de reușită care se pun acum, și la universitate, unde lucrurile se pun cu totul altfel. Și primul sau al doilea seminar al nostru a fost despre locuințele neolitice. Avea și
era o polemică între Vladimir Dumitrescu și Iuliu Paul. Cum arătau aceste locuințe neolitice? Unul argumenta că erau pe pământ cu podină, nu ars uneori, celălaltul nu, că erau pe stâlpi mai înalți. De fapt, toată chestiunea era că unul se referea la săpăturile lui proprii, o cultură arheologică, și celălalt la o altă cultură arheologică, într-o cultură habitatul era de un fel, în altă de altfel. Ne-a dat să citim, unii pe Dumitrescu, alții pe Paul, și apoi ne-a pus să dezbatem. Am așezat pe tablă argumentele unuia, argumentele celuilalt, pentru ca în final să tragem concluzia că și el are argumente, și el are dreptate, și el are argumente, și el are dreptate. Cum se explică? Păi unul se referă la o cultură, altul la alta. Nici azi n-am uitat, după atâtea zeci de ani. Da, stimate coleg, iartă-mă că din nou că te întrerup. Din regie mi se face semn că trebuie să facem pauza de rigoare pentru publicitate și în cazul acesta să dăm cezarului ce al cezarului, adică publicității ce al publicității. Și pe urmă, evident, revenim. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Scapă de durerile de spate în confortul casei tale cu un fotoliu de masaj Comodor. Scapă de durerile de spate în confortul casei tale cu un fotoliu de masaj Comodor. Apropo de această plăcere a lui de a dialoga, e vorba de dialogurile înțelepților din antichitate, care se deosebesc de polemicile de astăzi, evident. Îmi povestea odată, stând la masă, am avut ocazia de multe ori, eu l-am cunoscut atunci pe șantier, în serile lungi, când de multe ori se lua curentul. Aveai două, trei lumânări sau un lămpar, stăteai la masă și povesteai, că oricum nu avea altceva ce face, oricum nu exista televizor, nu exista nimic altceva. Îl enerva atunci când interlocutorul nu îl urmărea. Spunea, uite, păi sunt tiniși care, da, încă un lucru mai spunea, decât să vii cu 10 argumente de tot felul și să tot îmbârligi lucrurile, mai bine vii cu un argument puternic, poate încă unul pe lângă și atât. Nu mai tot dezvolta cu argumente nesigure, cu nu știu ce, pentru că interlocutor se va lega de acele părți, de acele argumente care nu sunt sigure și până la urmă îți transformă toată demonstrația ta în derizoriu. Dar și mai tare enerva atunci când spune el, măi, explici unui un lucru, îi aduci un argument, iar nu cea al doilea argument. Deci gata, l-am lămurit. Dar el se uita către tine, era cu mintea evident cu totul altă parte și în final spune da, dar, și iarăși relua de când îl zis el părerea lui de istoric. Deci incapacitatea asta de a-l asculta și de a intra în relație cu celălalt. Și din punctul ăsta de vedere, el a fost un om deosebit. Da. A iubit enorm de mult județul Hunedoara. Dăm voie să fiu acum patriot local și sunt sigur că sunt și în asentimentul tău, pentru că și tu iubești Ulpia Traiana Sarmi Zegetusa.
cele două sarmi săgetuse au fost practic, au făcut parte din viața lui și din ontosul daicovician, dacă ne referim și la marele său predecesor, tatăl său Constantin Daicoviciu, cel care a acordat o atenție deosebită atât sarmii Zegetusei Regia, cât și Ulpiei Traiana sarmii Zegetusa. La Ulpia Traiana sarmii Zegetusa, Constantin Daicoviciu a reușit să îl determine pe conducătorul României din vremea respectivă, în 1936, pe regele Carol al II-lea, să participe la inaugurarea săpăturilor de la anfiteatrul din Sarmii Zăgetusa, și în același timp a avut o sau a acordat o atenție deosebită muzeului de la Ulpia Traiana Sarmii Zăgetusa, care inițial a fost undeva în centrul comunei, într-o clădire, nu aș spune inadecvată, dar mai puțin propice expunerii muzeale, iar Hadrian Daicoviciu a reușit în anul 1982 să mute, să obțină pentru muzeu o nouă clădire la intrare cu vii dinspre Hacec pe mâna dreaptă, clădirea fostei judecătorii și fostul sediu al plasei Sarmii Zăgetusa din perioada interbelică, iar imediat după 1947 a fost clădirea școlii din Sarmii Zăgetusa, până nu s-a ridicat noul edificiu al instituției de învățământ din clădirea respectivă. Am lucrat, așa cum bine știi, timp de 5 ani la frumosul muzeu de arheologie din Sarmii Zăgetusa. Ne-am petrecut o bună perioadă de timp pe șantierul arheologic de la Sarmii Zăgetusa, care a fost o adevărată desfătare pentru noi ca istorici, o adevărată școală de istorie, și sigur că am preluat de la Hadrian Daicoviciu, noi cu toții care am fost acolo, îl amintesc și pe bunul tău prieten, domnul doctor Coriolan Oprean, astăzi, dacă nu mă înșel, director adjunct la Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca, prezent și el atâta timp la șantierul din această frumoasă stațiune arheologică din județul Hunedoara. De altfel, are și această carte dedicată muzeului din Sarmii Zăgetusa, săpăturilor arheologice pe care le-a condus an la rând pe acest șantier și căruia i-a dedicat o mare parte din viața și activitatea sa ca arheolog. Dacă nu mă înșel, în 1972 a început să devină șef. Da, mă rog, poate nu e chiar exact anul, dar nu are importanță prea mare, dar până la trecerea la cele veșnice în 1984 a lucrat, a condus permanent acest șantier arheologic cu o deosebită competență și, vreau să spun, și cu deosebită afecțiune. Simțea o adevărată dragoste pentru istoria străveche și veche a României.
Da, aș vrea aici să fac două precizări. Deci el, practic, din 73, când s-au reluat săpăturile, conducea atât cercetările la Sarmizegetusa Romană, cât și cercetările din Munții Orăști ei și, în principal, în Sarmizegetusa Dacică. El niciodată nu s-a cantonat într-o perioadă restrânsă de timp. Despre Sarmizegetusa Romană și cea dacică aș mai adăuga un lucru. În perioada interbelică, imediat după Marea Unire, Sarmizegetusa Romană a devenit cel mai important șantier arheologic din Transilvania. A fost un efort deosebit făcut de statul român pentru a dezveli aceste ruine și Constantin Daicoviciu a primit această sarcină de care s-a achitat foarte bine. Relațiile lui erau bune, chiar regele Mihai, regretatul nostru rege Mihai, a petrecut 3 veri acolo, la Ulpia Traiana, unde va fi vechiul muzeu. Atunci era un conac și avea o tabără de cercetași unde veneau prinții din mica înțelegere. Și își amintea de ce el a fost, am avut deosebită plăcere și, ce să mai zic, onoare de a-l conduce pe majestatea sa, regele Mihai, prin 3 ruine, în for, era și profesorul Pizo și eu, era și regina atunci și își amintea mai ales de tabără, mai puțin concret de ruine, dar a fost un port drapel cumva această Sarmizegetusa. Apoi însă, după instaurarea regimului comunist, interesul a scăzut. Romanii erau văzuți ca niște imperialiști, reprezentanții Occidentului, și atunci Constantin Daicoviciu s-a mutat în Munții Orăștiei. Dar el a luptat tot timpul, bătrânul Daicoviciu, cum se numește. Noi a luptat tot timpul și a reușit înainte de moarte să redeschidă șantierul Sarmizegetusa Romană. A doua precizare, ai mai spus un lucru, pentru noi a fost o școală, cea mai mare școală, pentru că a fost singurul loc din România, singurul șantier arheologic, unde au lucrat străini din Occident, colegii elvețieni, englezi, și de la care noi am învățat arheologie. Asta a fost marele merit al lui Hadrian Daicoviciu. Având el relațiile deja moștenite de tatăl său, a reușit să convingă autoritățile să accepte schimburile cu străinii. Sigur, și elvețienii au trimis mai mult studenți, englezii au trimis tineri arheologi, care au devenit, care deja erau formați și care ne-au transmis noile tehnici, cele care se folosesc și astăzi, acum s-au generalizat în toată țara. Dar, practic, până după Revoluție, Sarmizegetusa a fost singurul șantier unde se făcea școală împreună cu străinii și unde se făceau săpături împreună cu străinii. Și azi, din când în când, mai schimbăm o vorbă cu Mike Dawson, cel care a fost unul dintre englezii care a venit și cu care am și mers împreună cu Cori până în Occident. Hadrian Daicoviciu a reușit să rezolve această problemă. Poate mai revin asupra ei. Și într-o seară, la un moment dat, deja simțise el, simțise că mașina asta a socialismului multilateral dezvoltat ca vremea nu mai merge. Mi-a spus, mesantule, eu am crezut. Când eram tânăr, am crezut idealul ăsta. Făceam întruniri, activități. La 21 de ani știam să dansez. Fusesem la un bal. Mi-am dedicat tot timpul acestor activități. Și acum îmi dau seama că lucrurile stau altfel. Ce pot face eu pentru voi? Ori să vă export, deci să plecăm acolo, cum s-a dus Ovidiu Stănescu,
și alții care sunt studii cu elveția în Țărești. S-au dus ori să mergeți să învățați, să reveniți. Asta era ceea ce simțeam că e datoria lui, cel puțin generația următoare, să aibă contactul cu Occidentul, fiindcă știi bine, a fost o perioadă de anii 50-60, când nu a existat nici contact, nici cărți nu veneau, nici nimic nu mai sosea. Hadrian Daicovici a avut, printre altele, și acest mare merit. Da, aici dăm voie să adaug faptul că Hadrian Daicoviciu a fost un om de onoare. Pe lângă calitățile sale de om de cultură, istoric, profesor, arheolog, nu își cenzura absolut deloc părerile legate de situația existentă în România la începutul anilor 80. Chiar se exprima, aș spune, periculos de deschis legat de cuplul conducător al României, își manifesta nemulțumirea în diverse cercuri că un om de o calitate culturală îndoielnică este în fruntea țării și era foarte supărat pentru toate acele tirade prin care Elena Ceaușescu era prezentată ca academician, doctor, inginer. Se știe că, din punctul acesta de vedere, autoritățile l-au cam persecutat și l-au cam urmărit. La un moment dat, când regretatul George Tomuța a încheiat mandatul de decan al Facultății de Istorie Filosofie, cum era la vremea respectivă facultatea noastră, obiceiul, cutuma, era ca un mandat să fie decan cineva din rândul istoricilor, un mandat din rândul celor de la filozofie. Și sigur că din Consiliul Profesoral al Facultății se făcuse propunerea ca Hadrian Daicoviciu să urmeze în demnitatea de decan al Facultății de Istorie Filozofie după George Tomuța, dar autoritățile județene comuniste din Cluj-Napoca la vremea respectivă, mai exact secretarul cu propaganda, dacă țin bine minte, nu mi-aduc aminte numele, dar e mai bine că nu mi-l aduc aminte, a intervenit și s-a făcut totul ca Hadrian Daicoviciu să nu poată accede în această calitate de decan al Facultății de Istorie Filozofie. Și un al doilea moment în care el a fost într-un total dezacord cu autoritățile este legat de modul în care se aborda prezentarea istoriei vechi a românilor și mă refer aici în primul rând la etnogeneza românească. Se știe că în programul Partidului Comunist Român, nu expun aici tot titlul acestui program, se spunea foarte clar că românii sunt urmașii getodacilor, iar componenta romană din etnogeneza românească era amintită oarecum adiacent. Sigur că nu era doar punctul de vedere a lui Hadrian Daicoviciu, cunoaștem și am mai vorbit despre această carte a
italianului Carlo Tagliatelli despre formarea popoarelor romane și a limbilor neolatine, în care el face o paralelă extraordinară prezentând toate acestea. Deci nu neapărat era Hadrian Daicoviciu singurul susținător al acestei idei de formare a poporului român și a limbii române. Dar organizându-se la Academia Ștefan Gheorghiu sub conducerea lui Ilie Ceaușescu și cu prezența, scuză-mi termenul neacademic, al fraților Petreuși, știi că mă refer la Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, cum erau ei porecliți la vremea respectivă, se făceau instructaje cu profesorii care predau, mai ales cu cei care predau istoria veche a României, la cele patru facultăți, București, Cluj, Napoca, Iași și Sibiu, pentru a se pune în acord cu programul Partidului Comunist Român. La astfel de consfătuire, în 1984, chiar în anul când a trecut la cele veșnice, Hadrian Daicoviciu a avut o contradicție, o polemică, așa cum spuneai tu, cu Ilie Ceaușescu. Sigur că Ilie Ceaușescu nu putea fi nici la degetul mic, ca istoric mă refer, al lui Hadrian Daicoviciu, și l-a apostrofat pe profesorul nostru că nu este un comunist adevărat și nu respectă programul Partidului Comunist Român, care a definitivat modul de formare a poporului român și a limbii române. Hadrian Daicoviciu s-a dus din nou la tribună după ce expusese relativ pe scurt modul de formare al poporului român și a limbii române, comparându-l cu modul de formare al celorlalte popoare romanice. Și i-a spus lui Ilie Ceaușescu, o asemenea problemă științifică nu poate fi rezolvată în programul Partidului Comunist, pentru că programul Partidului Comunist este un document care emite niște teze. În niciun caz nu poate fi un document științific care să demonstreze valabilitatea unui subiect istoric sau, mă rog, în general a unui subiect științific. Practic, această dispută i-a fost oarecum fatală. L-am întâlnit atunci, era la Sarmizegetusa, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa pe șantier. Era foarte abătut, asta în luna septembrie a anului 1984, și se vedea pe fața lui că era necăjit, nu mai avea aceeași vivacitate pe care o avea tot timpul, nu mai avea acea bucurie de a trăi, de a povesti, de a ne îndruma, era foarte abătut. Părerea mea este că e o supoziție doar ceea ce spun, că autoritățile într-un fel sau altul au contribuit prin diferite metode, aș spune barbare, la trecerea lui la cele veșnice, când aproape de ziua lui, era născut în 11 octombrie și a trecut la cele veșnice în 8 octombrie, deci nu împlinise încă vârsta de 54 de ani, că era născut în 1930. Eu ca persoană, pe lângă faptul că prin calitatea mea de student, ca toți ceilalți care am fost studenți, îi datorez atât de multe, îi aduc și acum o
îmi exprim și acum recunoștința față de Hadrian Daicoviciu. Mă rog la Dumnezeu să-l odihnească în lumea drepților și să-i dea tot ce este mai bun, pentru că și omenește m-a ajutat intervenind pe lângă autoritățile județene din comuniste din perioada respectivă ca să mă pot angaja la muzeul din Sarmi Zegetusa. Și vreau să spun că a dus o luptă fantastică pentru angajarea mea, așa cum înainte, dacă ții bine minte, dusese o luptă fantastică pentru angajarea colegului nostru Florin Drașoveanu la muzeul din Sarmi Zegetusa, dar nu pot să-mi dau seama de ce a fost prenorocul meu, autoritățile comuniste s-au opus din răsputeri ca Florin Drașoveanu să ajungă la muzeul din Sarmi Zegetusa. El astăzi este doctor în istorie, cercetător la Muzeul Banatului. Asta o spun pentru cei care poate știu mai puține despre, despre Florin. A fost norocul meu. Din Timișoara și are, face parte din școala doctorală de la Cluj. Are doctoranzi la UBB. Da. Bine, și pentru el probabil că a fost mai bine că n-a ajuns la Sarmi Zegetusa, pentru că el era specializat în perioada neolitică, este un cercetător deosebit pentru neolitic, cu Gheorghe Lazarovici, parcă a fost el a fost studentul lui și și-a dat și lucrarea de licență și teza de doctorat cu Gheorghe Lazarovici. Deci iată, am vrut neapărat să subliniez această trăsătură umană a lui Hadrian Daicoviciu, a felului în care el se apropia de studenții lui și pe care din răsputeri i-a ajutat și i-a îndrumat și reușea să spună un cuvânt bun și în același timp să pună o vorbă bună pentru cariera profesională a fiecăruia dintre noi. Din regie, stimate coleg, mi se face semn că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Fugit ireparabile tempus, cum îmi place mie să spun de fiecare dată, și te rog mult de tot să spui gândurile tale de final legat de profesorul și istoricul Hadrian Daicoviciu. Da, am ajuns cumva la Hadrian Daicoviciu omul. Un om foarte cald, cu un suflet mare. Ce am admirat la el este că dacă veneai la el cu o problemă, nu spunea ca mulți astăzi, da, se rezolvă. Când zice da, deja știi că ăla nu se rezolve, că zice că scape de tine. Hadrian Daicoviciu punea mâna pe telefon, da, așa-i, pac, cu telefonul și începea suna, stai aici, mă, stai până când rezolvăm. Era extraordinar că atunci se vedea. Nu știu dacă mai este timp să vă povestesc cum am mers eu cu Cody în Anglia în 83 la intervenția lui. A dat el tot felul de telefon. Da, a dat el tot felul de telefoane unde trebuia. Nu primeam pașaportul nicicum și mai era a doua zi plecat deja mai cu mașina. A venit la mine, am tot povestit, ne-am cinstit, tot așa, no. Povești și din nou se enervează, sună pe generalul nu știu care și la 7 primește telefon să fugim repede la poliție, să luăm miliție, să luăm pașaportele, că la 7:30 se închidea, la 10 la trenul. Hadrian Daicoviciu atunci a zis, voi mergeți la miliție, eu fug la gară, vă cumpăr biletele, ne întâlnim, mergeți. Marele Hadrian Daicoviciu, marele profesor. S-a dus la gară și a luat biletele pentru noi. N-a zis, copii, v-am rezolvat acum, hai, descurcați-vă, nu știu ce.
avea capacitatea asta de a se implica în viața și în destinul studenților săi, a oamenilor săi, cum îi plăcea lui să spună. Da, mulțumesc mult de tot, iubite coleg, că ai acceptat cu atâta pasiune și cu atâta competență să vii la această emisiune, să ne reamintim de Hadrian Daicoviciu. De altfel, nu e bine spus să ne reamintim, că nu l-am uitat niciodată, ci să reamintim telespectatorilor cine a fost Hadrian Daicoviciu și în același timp sper că sunt în asentimentul tău să spun că pentru noi, studenții Universității Babeș-Bolyai, Facultății de Istorie, Filozofie, această instituție a fost nu doar o școală de istorie, ci și o școală a vieții și să ne amintim cu deosebită plăcere de alma mater Napocensis. Încă o dată, stimate coleg, îți mulțumesc și îl doresc și ție toate cele bune și telespectatorilor, mulțumindu-le pentru atenția cu care sper că ne urmăresc. La revedere!